Bună ziua, dragilor, spune să la întâlnirea cu profumul mai curând de la treabă. Numai repede facem noi lucruri, deci o să stăm așa la vorbe prea mult. Deci tema pentru acasă. A6. Și ne-a spus Evania că ai vrea la geometrie. Și despre triunghi. Triunghiul. Ce este triunghiul? Ai discutat la casă, așa? Ce ai înțeles tu? Ce este triunghiul? În apărerea la părți de triunghiul. Da? Deci a fost așa, anunțate niște informații, fără să fi un dialog între voi, încât să puteți să sedimentați. Dar ai văzut până acum că segmentul înseamnă o parte dintr-o dreaptă, ai văzut că un unghiu este reuniunea două semitrepte, asta este unghiul, da? Da. Cu vârful două semitrepte care au aceeași origine, o X și o Y. Uneori mă dăm niște puncte de aici, M și N, da? Da. M și N și spuneam unghiul M, O, N. Ei, trei unghiuri. Da. Deci nu avea un singur unghi, trei unghiuri. Asta înseamnă că trebuie să închidem așa, ca să apară trei unghiuri. Unu, când am pus-o pe asta așa, doi, trei. Da. Deci de aici pornește, la trei unghiuri. Trei unghiuri în aceeași figură. Da. Da? De ce poate nu e trei unghi? De la faptul că trei unghiuri în aceeași figură. Altfel să mai spune, e un poligon, adică s-a închis. Nu că aici unghiul, cum să îl distrasă mai devreme, aici ne dărgea, ci un poligon cu trei laturi. Una, două, trei. Trei segmente care s-au lipit unul de alta. Deci, ce spunem ca definiție? Definiție. Poligonul cu trei laturi. Poligonul. Ne numim pe fiecare segment în parte. Da. Da? Deci, dacă să zicem așa, triunghiul A, B, C, uite așa, triunghiul A, B, C, da? A, B, C, dreptul se notează în sensul invers, mersul acelui această funcție. Adică, B, C, A, B, C, da? A, B, C. Deci zicem triunghiul A, B, C. Și de unde se începe? Dintr-un din vârfuri. Suntem că din motori, motorii se meargă cu vârful acela care e în partea de sus, cu A. Da? Deci, iată, A, B, C. Să zic A, B, C. Triunghiul A, B, C. Ei, ce are un triunghi? Hai să discutăm despre el. Deci, elementele componente. Elemente componente. Elementele componente ale triunghiului sunt două laturile și unghiurile. Deci elementele componente ale triunghiului sunt laturile și unghiurile. Hai să le vedem care sunt laturile. Adică segmentele care intră în componență. Adică de la C la A, de la A la B și de la B la C. Corect, segmentele acestea. A, B, segmentul AB. Deci e vorba de A, A, B. Și dacă vorbești de segment, știi bine că parcă așa se paranteză drepte, nu? Adică vreau să spun că e vorba de segmentul, de toate punctele din plan, de la A la B puse în lungă alta. Da. Da? Inclusiv A, inclusiv de o scape de închise. Apoi, altă natură. B, C. Și, în sfârșit, segmentul C, A.
Și la care închidere, a zis A, B, B, C, C, laturile, da? Laturile triunghiului. Unghiurile. Unghiurile A, B, C. Unghiurile A, B și C, obișnuiți să notăm așa. Nu știu la clasic, unghiul A, așa, mă notează? Sau acolo pe ciuriță deasupra? Nu, așa ar notăm. Așa, la unghiul A, apoi. Unghiul B. Și unghiul C. Deci, unghiul A, B și C. Dacă nu e nicio confuzie, dacă aici n-ar mai fi un argument, ci pur și simplu avem de seama acesta, nu e loc de confuzie. Altfel, în anumite situații, suntem nevoiți, în loc de unghiul A, să îl citim prin trei litere. Și A o să bagă la mijloc, care e litera. Adică ce B? Ce AB. Da? Da? Ce AB, adică litera la mijloc trebuie să fie între cele. Da. Sau BAC. Da? BAC. Și punem așa, nu? Unde aici. Sau să mai bușești și așa, pe ciuriță deasupra. Da. Depinde cum profesorul la casă... Dar este diferent, că putem scrie cum... Oricum, ce, că acest simbol deasupra, de mă ori îl punem în față. Eu, de regulă, îl pun deasupra pentru ca să nu consum spațiu. Da. Mi se pare prea mult spațiu, mai întind mult. Și de aceea pun așa. Pe un mod iubire, cum îl citim? Tot prin trei litere. Unghiul B îl citim ca A, B, C. Corect. Unghiul B îl citim ca fiind unghiul A, B, C. Deci era la mijloc. Și? Și unghiul C. Unghiul C, da. Îl citim ca A, C, B. A, C, B. A, C, B. Unghiul A, C, B este unghiul C. Da. Și așa pot să mă vedem aici. Bun. Acum, asta în situațiile în care facem mențiune asupra unghiului. Dacă ne gândim la măsura unghiului, trebuie să adăugăm și măsura asta. Adică de mare, fi minte, nu văd la unghiul, era vorbit așa. Deci, putem să, dacă facem referire la măsura unghiului, zicem, măsura unghiului a BAC, da? BAC. Și atunci înseamnă câte grade are el. Când a zis BAC, am înțeles câte grade are, da? Da. Dacă nu zic în mare BAC, înseamnă BAC, înseamnă unghiul respectiv, adică reunirea celor două segmente, semidrepte, da? Că știi, așa se notează. Da. Bun. Dar dacă mă refer la măsură, trebuie să adaug și de BAC, măsura cu BAC. Analog măsura. Sau pe scurt, BAC, ca să mai dați bătea și măsura lui ea. Unghiul ea. Și așa, pe scurt, dacă nu e loc de confuzie. Deci pentru o singură literă. Da? Printre literi, când suntem puși pe scurt. Economie de scris. Da. Bun. Acum, dacă ne referim la lungimea laturilor, s-a adoptat ca formă de scriere, pur și simplu AB. Când zicem AB, așa, AB, înseamnă, autorii așa au stabilit, lungimea segmentului AB, cât de mare este segmentul. Îl măsurăm cu centimetru, cu milimetru, cu ce vrem noi. Deci asta înseamnă lungimea. Sigur că mai prin AB am văzut altă dată dreapta AB. Da. Da? Ți-amintești dreapta AB. Deci prin AB scris așa, se va dreapta AB. Adică poate cumpere pe dreapta și dreapta așa. Însă la triunghi prin AB ne referim la lungimea segmentului AB. Că nu am de-a face cu dreapta suportată pe a segmentului AB. Deci, de aceea am reținut aceste lucruri. Acum, repetăm o dată. Ce elemente intră într-un triunghi? Care sunt elementele? Trei unghiuri și trei laturi. Da? Deci, elementele componente sunt trei laturi și trei unghiuri. Deci, laturi, trei laturi și trei unghiuri. Da? Puteți să adăugați așa.
pe la ce vrei. Că tot aia sunt șase elemente. Da, trei laturi și trei unghiuri. Până aici e clar. Da. Deci, literele, trei unghiuri, trei unghiuri. S-au închis linia aceea în trei segmente și iată, pus eu unul la altul și așa se face un singur. Pare, triunghi este tot timpul, există tot timpul triunghiul. Există posibilitatea ca vârful A să fie pe BC și atunci triunghiul este dispare. Deci dacă punctele A, B, C sunt coliniare, da. Și A, B, C sunt coliniare, înseamnă că avem o singură dreaptă și nu este triunghi. Da. Da? Da, deci când au coliniare B, C sau C uriare, sau greu pe acel. Important este să fie cele trei puncte coliniare, atunci triunghiul nu există. Acum, bunul simț îmi spune că totdeauna segmentul ăsta plus ăsta e mai mare decât ăsta. Știi de ce? Pentru că pentru a ajunge de la C la B, poți să ajungi așa. E drumul cel mai scurt. Dar dacă te-ai dus un pic mai sus, ce A plus A, B, ai mai mult de mers așa. Orică spune că de la C până la B poți să ajungi direct. Da. Și să te poți duce prin A. Deci ce A plus A, B, totdeauna e mai mare decât ce A plus A, B, mai mare decât B, C. Și invers. Care ar fi? Ia mai dăm tu o relație. A, B plus B, C. E mai mare decât CA. Decât CA, sigur că da. Sau? Sau AC plus CB e mai mare decât AB. Decât AB. Deci, spune-mă, da? Deci există, hai să spunem așa, există triunghiul ABC, dacă și numai dacă, sunt determinate cele trei poziții. Adică? Adică A plus A plus B plus. Nu A plus. AB. AB segmentul ăsta. Da. Așa. De segmentul AB. Știi bine că ne vedem da. La lungimea lui, nu mai punem nimic. Da. AB plus. Plus BC. Plus BC. Este egal cu AC. Nu e egal. Cum? Așa. AB. AB. Plus BC. E mai mare din asta. Așa, e mai mare. Da, e mai mare decât A. A, A. A, A. Apoi, AC da. Plus CB este mai mare decât AB. Decât AB. Și încă? Și A. AC plus AB. AC plus AB. AB e mai mare decât CB. Decât CB. CB. Iată, deci există triunghi, totdeauna, în aceste condiții, este unul de plinit. Sau dacă sunt deplinite condițiile, există triunghiul. Deci ca să vezi că există un triunghi, trebuie să se întâmple acestea. Dacă există triunghi, totdeauna se întâmplă asta. Adică dacă și numai dacă, și înainte și înapoi. Odată ăsta înseamnă că există triunghiul, sau dacă ai triunghiul sub ochii tăi, înseamnă că relația este sfântă adevărată. Mai obișnim în practică să notăm așa. Latura care se opune unghiului C cu C mic. Cea care se opune unghiului B cu B mic. Și latura care se opune unghiului A cu A mic. Deci, laturile care se opun unghiurilor se notează cu litera respectivă. Adică latura care se opune cu C mic, a lui A cu A mic, a lui B cu B mic. Și asta s-ar scrie acum așa. AB plus BC, AB plus BC, adică A plus C, mai mare ca B. Deci s-ar transcrie foarte simplu acestea în AB, adică C mic, plus A plus C, deci A plus C, mai mare decât mai mare. B mic, nu? Adică două atunci, adică mai mare decât A3. Sau
AC plus CB, AC-ul cine este? AC e... B mic, AC. A. Da? B mic, plus CB... CB, A. A mic, mai mare decât? Mai mare decât C. Și, respectiv? AC... B plus AB, C. C mai mare decât A. Nu? Da. Deci două mai mare decât A, A plus C mai mare decât B, B plus A mai mare decât C și B plus C mai mare decât A. Aceste lucruri care am pus la punct în clipa asta. Insistăm. Când am zis triunghi, în mintea ta ce lucruri am mare? Triunghiul și trei lături. Perfect. Când se notează, ori notăm cu unghiul de cum deci ca la unghiul, exact ca la unghiul, corect. Când vrei să faci cu trei litere, bași litera la mijloc. Da, sau? Dacă scriem un triunghi ABC... Da, cum scriem asta, nu? Adică putem să scriem așa, dar nu putem să scriem unghiul AC, nu? Unghiul A, triunghiul A, ce? Dar nu există triunghiul AC. AC înseamnă un segment. Adică e unghi. AC, numai de două puncte. A, e un segment. Un segment. Deci cu o singură, cu două litere nu se poate scrie. În practică scrie așa. Triunghiul A, B, C. Uite, triunghiul, face simbolul triunghiului, dar și în scriere. Triunghiul A, B, C. Așa scrie. Facem simbolul și vom A, B, C. Da. Da? Cele trei laturi, cele trei unghiuri. Laturile se mulțesc A, B, A, C, B, C. A, B, A, C, B, C. Așa. Și unghiurile sunt, așa cum apare aici, A, B, C, când fac pe B în mijloc. A, C, B, când am liceul. Și B, A, C, când fac pe B, A. Când am zis B, A, C. B, A, C, au la mijloc, da? Da. Sau simplu, unghiul A, unghiul B și unghiul C. Când... Bun. Bun, până aici e toate, nu? Da. Acum, să vorbim ceva de... Noi am vorbit de congruența a două segmente. Segmentul ăsta, A, B, e congruentul ăsta cu A prim, B prim. De fapt, când sunt congruente, ne-am referit la faptul că au aceeași lungime. Da. Deci să scriem A, B, așa scrie, congruent cu trei limiți, da? Da. Cu A prim, B prim, B prim, folosim cele trei limiți. A, B, congruent cu A prim, B prim. De fapt, ne-am referit la faptul că lungimea lui A, B, da? Adică A, B, ca lungime, e ca cu A prim, B prim. Ăsta este motivul corect când vorbim de cele două, când vorbim de cele două segmente care sunt congruente. Acum nu pot să spui, dar de ce mai folosit chestia asta? Mă putea spune că A, B egal cu A prim, B prim, au aceeași lungime. Ei, au... Înainte nu se punea problema noțiunii de congruență. Dar, zice, nu poți să spui că de la A până la B, că sunt atâtea puncte, da. Nu e egal cu mulțimea asta de la A prim la B prim. Că asta înseamnă niște puncte din zona asta. Da. Și asta înseamnă puncte din într-o altă zonă din plan. Da. Și nu poți spune, când două mulțimi sunt egale, știi noi de la matematică, două mulțimi. Zice, mulțimea formată din 2 și 3, este egală cu mulțimea din 2 și 7? Nu. Două mulțimi sunt egale, diferite. Că n-au aceleași elemente. Da. Atunci, și nu poți să spui că segmentul AB, care are o anumită mulțime de puncte, chiar și capete, A și B, sunt niște puncte, dintr-o zonă a planului, poate prinde prin altă zonă a planului. Și atunci, ca să nu faceți, nu intrăm în păcatul ăsta, au stabilit să pună trei linii. Congruent. Da. Da. Deci în loc de egal, au spus congruent. Dar de fapt se referă că au aceeași lungime. Asta trebuie să înțelegem. Prin congruența a două segmente.
Păi dacă două segmente se complete, un unghi, un alt unghi, ce spuneam, unghiul ăsta, hai să spunem unghiul A, O, B, da? A, O, B, e congruent cu unghiul A prim, O prim, B prim. Deci A, O, B, congruent cu A prim, O prim, B prim, în sensul că au aceeași lungime. Deci lungimea au aceeași mărime. Da. Același număr de grade. Deci spunem în exprimare că unghiul A, O, B, uite așa, e congruent cu unghiul A prim, O prim, B prim. Și iată, folosim din nou simbolul ăsta cu trei linuțe. În ce direcție folosim noi această congruență? În ideea că măsura unghiului, câte grade are, are și așa. Deci măsura unghiului A, O, B, egală cu măsura unghiului A prim, O prim, B prim. Deci din același, din motivul ăsta am spus că sunt congruente, pentru că spune autorul, poți sta o anumită regiune din plan, ăsta altă regiune. Nu poți spune că regiunea asta e egală cu asta. Una într-o parte, alta într-o parte. Spun că sunt congruente atunci, cele două mulțimi, în sensul că au aceeași măsură, dacă ne referim la măsura lor, au aceeași măsură. Bun. Dacă am stabilit ce înseamnă două segmente congruente, știute de mai înainte, două unghiuri congruente, oare ce ar trebui să spunem când două triunghiuri ar fi congruente, ca o definiție? Deci triunghiul, o spune triunghiul ABC, congruent cu triunghiul A prim, B prim, C prim, dacă și numai dacă, prin definiție, dacă și numai dacă, uite, triunghiul ăsta, A, A, B, C, și cu triunghiul ăsta de aici, da, cu triunghiul ăsta, A prim, B prim, A prim, B prim, C prim, lângă A, B, C și A prim, B prim, C prim, sunt congruente în sensul că dacă aș lua pe ăsta și l-aș putea pune deasupra lui, s-ar suprapune. Adică să aibă aceeași măsură. Adică toate laturile. Toate laturile să fie egale, să aibă aceeași măsură. Deci fiecare parte. A, da. A, B cu cine să fie? Cu A prim, prim și B prim. A prim, B prim, cu segmentul ăsta. Da. Deci segmentul A, B să fie cât A prim, B prim. Apoi. Apoi A, C să fie cât A prim și C prim. A prim, C prim, da, și? Și C, B să fie egal cu C prim și B prim. C prim, nu și B prim. C prim, B prim, nu ne pui și. A. C prim, B prim. Că trebuie să fie fără și între ele, pentru că zic, la C prim, B prim am dus. Așa că zic și B prim, parcă B prim e un alt punct. Nu lași să se înțeleagă că toate punctele trebuie să fie de la C la B prim. C prim la B prim. Bun. Deci două triunghiuri sunt congruente când laturile toate luate, două câte două, adică una de aici, una de acolo, să fie congruente. Noi nu o să folosim, vezi, folosesc triunghiuri de congruente. Dar congruente înseamnă că la laturi ne gândim la congruență. Ori noi știm ce înseamnă că segmentul AC e congruent cu A prim, C prim. În sensul că au aceeași lungime. A, B și o arăt atât, cu ce am zis că au triunghiurile? Și laturi și unghiuri. De laturi e vorbit acum. Da, de unghiuri, adică unghiul A trebuie să fie egal cu A. Congruent cu A prim. Adică dacă l-am luat și l-am pus deasupra, dacă coincide perfect, asta înseamnă. Unghiul A, congruent cu A prim. Apoi. Apoi unghiul B să fie congruent cu B prim. C să fie congruent cu C. Vezi toate elementele, toate cele câte, șase. Toate cele șase elemente trebuie să fie congruente două câte două. Unul de aici, unul de acolo. Unul de aici, unul de acolo. La laturi și la unghiuri. Deci, dacă și mai dacă, se întâmplă următorul lucru. Începe. La
pentru latorii de rog să vorbești. Pentru latorii A, B. Da, deci A, B. Segmentul A, B. Segmentul A, B, da. Congruent. Congruent cu A, B, B, C. Apoi. Apoi. A, C. Da, A, C. E congruent cu A, B și C. Cu A, B, C, B. Și apoi, nu și ce prim, ce prim și... Și ce bem. Ce bem. Fie congruent cu ce prim, bem. Ce prim, bem. Cu la care e la acest acum unde? Unul A să fie egal, egal. Congruent cu A prim. Unghiul A, congruent cu A, B. Unghiul B, să fie congruent cu B, B. Unghiul C, să fie congruent cu C, B. Unghiul C, congruent cu C, B. Cu C, B. Hai să citim aici, prin trei litere. Unghiul A, prin trei litere. Unghiul A, adică B, A, C. Așa. Deci unghiul B, A, C, congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul B, A, C, B, prim, A, prim și C, prim. Din cealaltă trebuie să înțelegi, da? B, prim, A, prim, C, prim. Apro. B cu B, prim. Adică A, B, C. A, B, C, corect. A, B, C. Să fie prim cu A prim, B prim și C prim. A prim și B prim și C prim. Și unghiul? Unghiul A, C, B. A, C, B, da. A, C, B. Să fie congruent. Da. Cu A prim, C prim, B prim. A prim, C prim, B prim. Iată că, în felul ăsta, am pus la punct congruența, am spus că două triunghiuri sunt congruente, când toate elementele, trei laturi și trei unghiuri, sunt congruente două pe două. Unul de aici, unul de acolo, unul de aici, unul de acolo, da? Și în felul ăsta, înțeleg că aproape mi-am distribuit așa de zi. Triunghiurile sunt congruente. Îndată, știu bine ce înseamnă asta. Toate elementele sunt congruente două câte două, unul de la unul cu unul de la celălalt. Da? Și asta e limpede. Deci toate cele șase elemente, laturi și unghiuri sunt congruente două câte două. Adică ce înseamnă două câte două? Unul dincolo și unul dincolo. Așa luate berechi, da? De la un triunghi și la celălalt triunghi. Toate cele șase elemente congruente două câte două. Deci, pe scurt, A, B, C congruent cu A prim, B prim, C prim, scris de desubt de cuvinte. A, B, C congruent. A, B, C, triunghiul A, B, C congruent cu triunghiul A prim, B prim, C prim. Dacă și numai, dacă toate, spunează, toate elementele sunt congruente două câte două. Să fie scris și asta, ca să fie clar. Toate elementele. Congruente, toate elementele, în cazul celor două triunghiuri, toate elementele, sunt congruente două câte două. Congruente două câte două. Bun. Mergem mai departe să vedem. Vezi ce și-o pus oamenii. M-am gândit așa. Poate cum desenezi un triunghi? Un triunghi. Câte elemente ar fi necesare? Da. Oare dacă sunt șase elemente. Da. Din cele șase, cât ar fi cel mai puțin? Cât, sau minimul de dintre cele șase, minimul dintre cele șase, ca să-ți permită ție să desenezi un triunghi. Deci, asta, la întrebarea asta,
Deci, notați-ți. Ne întrebăm, dintre cele 6 elemente, câte ar fi suficiente, câte ar fi suficiente pentru a desena un trigon. Câte ar fi suficiente. Și anume, iată, când am zis triunghi, în mintea mea s-a și declanșat ideea că e vorba de trei laturi și trei unghiuri. Șase sunt total. Da. Și aș vrea să desenăm un triunghi în cunoaștere. Să vedem dacă e suficient. Eu am să încerc numai două elemente, adică un latură, două laturi. Să văd dacă numai două ar fi suficiente. Deci, triunghiul A, B, C. Să știu așa. A, B, C. Dacă aș da doar două elemente din cele șase, că în momentul ăsta eu am așa. Latura A, B, A, C și B, C. Da? Am unghiul A, unghiul B și unghiul C. Deci dacă aș da doar două elemente ar fi posibil. Deci dacă dăm din cele șase doar două elemente, putem construi triunghiul? Triunghiul? Da, două să dă. Dă tu două din cele șase, adică dă, ce înseamnă două elemente. Ori dai două laturi și atât, ori o latură și un unghi, ori numai două unghiuri. Da? Deci sunt trei posibilități. Ori dai două laturi, ori dai două unghiuri, ori dai o latură și un unghi. Să zicem. Deci, o situație. Două laturi. Adică două segmente. Uite așa. Un segment A, B și un alt segment A, C. Deci două laturi. A, B și A, C. Nu le-am luat egale. Unul mai mare, altul mai mic. Doar cu ăsta tu aș putea construi un triunghi. Deoparte, aș lua punga aici. Aș lua pe linie cu linia și aș măsura cam cât de mare avea ceva scris de mine. Da? Deci cât de mare AB, să zicem că este de, uite aici, de 4. La tine cât este, cât le-ai luat tu? Tu le-ai luat de 4 cm, da? Da. Eu pe tabla aici, ca să vadă mai bine, am luat 10, 15 și cu 2, 17. Deci ăsta de 17 cm. Și ăsta, la mine, tu ți-ai luat de 4, cum spui tu. Și ăsta are 12 centimetri. Deci am luat un punct A. Desenez, trasez, cât am spus, de 17. Da. Este așa, o segment de 17, de la A până la, până fac 17. Aici e pe. Și acum AC de 12. Da, da, depinde acum de deschizătura unghiului ăsta. Că, da. Vezi, pot să iau 12, dar depinde cât am nevoie de unghiul dintre ele. Da. Deci nu pot desena perfect. Între puncte dintre ele.
Și atunci simt acum că cu două laturi nu se poate construi. Da. Deci notează, observație. Observație. AC nu se poate construi pentru că nu știu unde. Dintre ele. Deci la întrebarea cu două laturi, răspunsul se poate construi un triunghi? Nu. Nu știm unde dintre ele. În paranteză, trebuie și unghiul dintre ele. Deci trebuie și unghiul dintre ele. Te-ai văzut că poate mai închis, mai deschis? Trebuie unghiul dintre ele neapărat. Deci, la două laturi, trebuie să indicăm, cum a fost aici, laturile care A, B și A, C, trebuie să adăugăm, și aici este foarte important, unghiul dintre ele. Adică care ar fi unghiul dintre ele? Adică B, C. BC, BC este o latură. BC. A, unghiul, B, A, C. B, A, C. Uite, îl scriu cu altă culoare. Deci e nevoie de unghiul B, A, C. Neapărat. Trebuie să știu și pe ăsta. Două laturi, dar și unghiul dintre ele. Pe care formează A, B cu A, C. Deci, vezi, nu două elemente trebuie, trei elemente trebuie. Deci, pentru cazul întâi, trei elemente. Trei elemente trebuie. Două laturi și unghiul dintre ele. Da? Două laturi. Și unghiul dintre ele. Dintre ele. Obligatoriu, trei elemente, cu două n-am ce face. Deci două laturi și unghiul dintre ele. Ei, dacă știu unghiul dintre ele, știu câte grade are, adică ce fac. Mi-l dă. Păi iau cu raportorul. Știi bine, nu poți să faci, se măsoare, văd deschizătura și atunci știu sigur când trag. Deci nu mai las pe ăsta, nu zic mai sus, mai jos, asta să învârte în jurul punctului A. Nu, am deschizătura între ele, să zicem, are 40 de grade. 40 de grade, să zic. Și acum măsor la 40 de grade și duc, câți centimetri duc? 12, parcă a fost la mine? Da? Tu faci cu 40 de grade, puneți 2. Eu pun 12. Aici a fost 17. Și acum, punctul B și C sunt fixe. Da? Da? Și atunci că nu e. Și atunci mai și pe unde. Așa se construiește un triunghi. Deci un triunghi se construiește dacă știu două laturi și unghiul dintre ele. Cu două, n-am ce face. Deci neapărat trei. Acum, hai să luăm, noi suntem încăpățânați și vrem să luăm tot cu două. Adică să luăm un unghi și o latură. Un unghi și o latură. Da? Da. E, ca să luăm un unghi și o latură. Deci, cazul al doilea. Un și o latură. Deci o singură latură. Da. O singură latură. Adică știu pe AB, să zic da. AB. O știu. Și mai am un unghi. Hai să zicem unghiul A. Deci o latură și un unghiul A. O latură, adică am așa de... Știu și unghiul A. Dacă știu unghiul A, n-am decât să raportor, să știu că îi dau anumite măsuri și duc A, C. Că știu unghiul A. O, după asta, cât vreau de unghiul. Nu, nu pot. Păi dacă nu pot opri.
Nu putem, mai trebuie ceva. Da. Deci asta fiind un pot opri, ce opri sunt undeva? Nu, poți fi și pe aici, și pe aici. Deci, ori pe dreapta de la aici. Asta e fixă, da. Desenată. Asta la unghiul îți dă voie să duci așa cât vrei de mult. Și mai trebuie să recomandă. Cred că dacă aș fi pe unghiul pe cât e de mare, hai să ne închipuim cu unghiul pe așa, așa, dacă mi s-ar da așa asta, da. Atunci am duce și locul să întâlnesc, să înseamnă un plăcer. Deci dacă știi o latură, îți trebuie unghiul de la capete. Și au și B-ul. A-ul mă duc pe voi asta, B-ul, dacă știi unghiul, mă duc și de semidreapta aceea și mă sunt plăiesc astea, e exact un plăcer căutat. Deci, o singură latură neapărat o să țină de unghiul de la capete. Deci tot trei elemente. Deci, a, îmi trebuie A-ul și mai trebuie și cine a să vorbim aici. Mai trebuie și B-ul. Deci, autorul trebuie să fie deștept. Și să fie atent, să dea mie, minim, nu două elemente, un latură și un mic, când mă desfac. Trebuie să-mi dea o latură, un segment și un fiu la capete. De la capete de segment, la fiu la alte unghiuri, ca să pot să duc cele două unghiuri și cele două când se întâlnesc. Acolo indică punctul C. Eu nu știam să fixez pe C. Da? Deci, cum cazul ăsta spune așa. Se dă un segment, da? Se dă un segment, paranteză o latură, și unghiurile de la capete. Și unghiurile de la capete. Neapărat ca să pot să mă descurcam și într-a capăt. Așa l-am construit. Asta e al doilea caz. Și acum ar fi, atenția luată, am plecat un căpățânare să iau doar două laturi și atunci mi-a trebuit unghiul. Am zis, hai să iau o singură latură. Da. Și acum să iau... un unghi? Două unghi. Să luăm două? Da. Păi eu două deci, a rămas. Deci, a rămas și combinații de păzărarea noastră, să luăm două unghiuri. Da. Dar cred că al treilea, să știi, că suma unghiuri fac 180. Da. O să-ți arăt de ce. Că suma unghiurilor într-un triunghi, toate adunate, fac 180 de grade. Ăsta, plus ăsta, plus ăsta, fac pe 180 grade. Nici mai mult, nici mai puțin. O să insistă într-o lecție în viitoare. N-am acum acțiune pregătită. Dacă dau de B și pe C, ca și mă știi și pe A, fiind împreună fac 180 grade, deci două dintre ele, două unghiuri, înseamnă că știi și pe A, cred că. Da. Dar nu cred că mă descurc, pentru că eu desenez așa, n-am nicio latură. Eu pot să desenez așa. Dar un altul pot să desenez așa. Deci, asta și asta aici. Și eu știu că e unghiul ăsta cunoscut. Nu știu cum mă duc așa. Nu știu și pe ăsta cunoscut. Să zicem două din ele, da? Și mă desenez arată unghiul ăsta. Dar tot atât de bine mă pot duce și aici. Că iată unghiul ăsta cunoscut. Ăsta la altul este iarăși cunoscut. Deci nu sunt aceste două unghiuri, sunt diferite cum noi vezi. Unul e mai mic, altul e mai mare. Și cu două unghiuri nu mai despre să le fac. E unghiul unic. Aici am văzut că e unic, orică mă duceam mai încolo, mai îmi place tot același, nu? Același trânghiul. Deci cu două unghiuri nu mai descurc. Deci am avut două laturi pe trecutul unghiul dintre ele, am avut o singură latură pe trecutul unghiul la capete. Și acum, hai să ne închipuim că se dau doar trei segmente. Numai latere. Deci, ia să vedem în situația în care se dau toate laturile. Deci, cazul a treia situație... Păi, dacă avem laturile, nu avem și unghiuri?
Hai să veni să vedem dacă avem laturile, dacă și unghiul vin. Nu ne mai încăpățânăm cu ideea cu două elemente, că am văzut din de ce. Acum o să ne ducem la trei, când am promis mai tot timpul îi trebuie să trăi. Da. Nu mai tot timpul, tot, chiar tot timpul, minim trei trebuie să dau. Da. Și acum am să iau situația că îți dau la toate. Deci uite, să dau asta. Ave. Se dă AC. Uite, A. A, C. Și se mai dă și... deci A, B, A, C și B, C. Da. Iată că le-am dat eu aici. Însă, pentru a construi triunghiul, trebuie să am suma a doua mai mare decât a treia. Da. Știi că am fost noi acolo. Totdeauna este o a treia, mai mare decât asta, e vizibil. Da. Ca mărime, hai să dau niște numere. Hai să zic aici 6 centimetri. Asta e un pic mai mică, 5. Și asta? 2, 3. 2, 2, da. Dacă de luăm 1, i-ar fi bine? Da, ba da. Ia să vedem. Păi 1 și cu 5 fac chiar 6. Trebuia să fie mai mare. Deci nu-i bine 1 să luăm. 2. 2 luăm atunci. Ia să vedem acum. 2 și cu 5, 7. 2 și cu 5, 7, mai mare de 6. 6 și cu 5, 11, mai mare de 2. Și 5. 2, 6. Da, 6 și cu 2, 8. E mai mare decât 5. Deci oricare două adunate trebuie să fie mai mare decât a treia. Nu egal sau mai mic. Că nu există triunghiul. Da. Deci egalitatea înseamnă că se poate pe aceeași drept. Și acum să vedeți și pentru asta. Iau aici un punct A. Un punct A. Eu cu compasul și deschizătura compasului, tu nu ai mai compas astăzi, să ți aduci compasul data viitoare. Da. Deci, în deschizătura compasului, o să fixez, nu așa, o latură. Hai să ne închipuim, nu am închip acum să tragă. Deci, în deschizătura compasului, fixez pe asta. De 6. Da. Și nu, am să trasez AB-ul când mărim cu tot să măsoare. Mai întâi să fac asta. Deci măsor AB-ul care se scrie de 6 cm. Eu am să măsor așa că de mi-a ieșit aici pe tablă 6 și cu 10 și cu... E 18 la mine. La mine e 2,5. Da, 2,5. Da. Bun. Ia de 3. Da. Desenează-ți de nou de 3 cm, da? Așa, ca să nu rupezi, rupezi. Dacă lași așa, să vedem dacă îți merge jocul. Deci, ar de câte ai zis? De 2,5. Da. Cealaltă câte ai zis? Nu știu. Eu mă ocup cu matematica. Dacă am învățat matematică la viața. Ați pâine. Ați deci toți profesorii mei, până când am terminat toate școlile mele, mă scoteau la tablă și spre da lecția nouă. Da. Ca să aflați niște lucruri interesante, intrați pe profund online. Da. Noi filmăm acum, facem. A, ok. Deci facem... Nu, că noi niciodată nu facem lucruri. Lucru. Suntem în timpul lecției, la profund online TV, dacă intrați, lecția asta care o fac acum va fi văzută pe internet. Da, dar știți în ce an am terminat o școlile? Nu că nu mă pricep la mate, sunt astăzi. Da, copiii, dar acum s-au schimbat, oricum s-au schimbat. Tocmai. Ce întâlniți acolo, veți vedea, este altfel de matematică. Prezentat într-un limbaj accesibil. Tocmai. Dar logica este ca la mine mă bucur.
Și am trei copii, da. Așa, care toți sunt cu matematica bine puși la punct. Și în ce clase? Nu, de 33 de ani, 32 de ani în Canada, rezident și o fată studentă la București. Mă bucur. Mulțumesc. Vă doresc succes. Succes de mișadă. La revedere. Matematica este un lucru mare în lume. Din evoluție sau din contribuția personalităților. Sigur, sigur. Da. Să mă întorc. Acolo de 2,5. Lasă de 2. Știi de ce că lucrăm cu unități astea? Acolo a fost de 2,5, acum de 2. Și cealaltă? De 1,5. 1,5. Convinge-te că suma a două unei luate nu mai atâta treia. Mai mare decât așa. Păi 2,5 plus 2. 1,5 e mai mare decât 1,5. Da. Apoi? 1,5 plus 2,5, deci 3. E mai mare decât 2. Da. Și 1,5 plus 2, 1,7. 1,5 plus 2? 1,7. Nu. 3,5. E mai mare. Da. Deci da. Poți să faci treabă cu dimensiunea asta. Da. Bun. E una, e un pe al meu. Așa e? Cam mărimie. Tu ai acolo de 2,5. Eu am aici de, spuneam ție, de 18. Deci, de 18, o desenăm pe al. Da, pe al. Bun. Acum, o latura de serată, ia un compas pe AC. Adică la mine e de 5. La mine de 2. La de 2. Închipuiți că ai compasul. Da. Uite cum fac eu. Trasez acum un arc de cer cu deschizătura care am avut-o eu. Da? Da, pe cer. Adică cu... Cu deschizătura de 5. La tine cu 2. Da. Deci dacă avea 2, acolo și trasez un alt de cerc. Aproximativ. Da. Bun. Adică de aici până la orice punct, e tot 5 la mine. Da. La tine, indiferent ce duce, tot 2 la tine, tot timpul. Da. Da? Mă duc acum și iau un compas, deschizătura celui la sec. BC. Și trasez acum un arc de cerc. De la B până la orice punct de aici, la orice punct, cât va fi de lungimea tot timpul? Cât am fixat eu? De 2. Da. Și s-au întâlnit cele două într-un punct. Cele două arce de cerc. Da. Ei, punctul ăsta îl vădesc cu ce? Și... AC știi cât de mare va fi ca lungime? De 5. AC de 5, sigur, că dacă e de cercul ăsta, ca lungime. Da. Dar BC? De 2. De 2. Și este exact ceea ce ne trebuia. Iată, așa am desenat, am construit triunghiul acesta când cunosc ce? Când cunosc dimensiunile. Aveți, nu știu, niște dimensiuni la întâmplare. Le dai tu așa fel încât suma a doua să fie mai mare decât a treia. Suma a doua latură mai mare decât a treia. Deci trebuie să fie condiția aceea de existență. Da. Deci dacă se cunosc toate laturile și corectate, ca lungime, se poate construi în triunghi. Cum? E una din dimensiune, să zicem pe AB, tot atât de bine putea să fie BC-ul, tot atât de bine și AC-ul. Și până celelalte trei cu compasul de tras trei cu vârful acolo și unii se întâlnesc cele două arce, e cel de-al treilea punct. Așadar, un triunghi se poate construi în trei cazuri. Unu, când cunoaștem două laturi și unii între ele, când cunoaștem o singură latură, dar o gând la capete, și când cunoaștem toate cele trei laturi. Deci spunem, un triunghi se poate construi în unul un triunghi se poate construi în unul din cele trei cazuri. Un triunghi se
poate construi în unul din cele trei case. Unul, ca să văd. Dincolo, în încurcare. Deci, nu se poate construi în unul din cele trei case. Unul. Când știm exact cum am zis, când știm două puncte, cum se face între ei. Deci, unul roman, două laturi și un milion de ele, doi, când știm, o latură, o latură și unghiurile de la, și unghiurile de la capete, nu? Unghiurile de la capete. Și trei, când știm, toate laturile. Cazul trei, când știm toate laturile. Se scrie pe scurtat așa. Două laturi și unghiurile între ele, la cazul trei scrie așa. Latură, unghi, latură. Ca să fie unghiul latură, unghiul latură. Adică unghiul dintre ele. Două laturi și unghiul dintre ele. Cazul 2. Se scrie, cum crezi? Latură, unghiul și unghiul între ele. Unghiul la capete. Da? Adică două unghiuri ați zis și de la capetele la plăbire. O singură plată și unica plată. Și trei, când știm, toate la plăbire. Le. Acestea sunt cele trei cazuri pe care să discutăm. Ceasul este cât? Și două minute. Și două minute. Toate în timpul de la afară. Nu se discută. Deci este foarte exigent. Așadar, ne oprim aici. Am discutat despre triunghi. Ce sinteză pot să spun aici? Elemente componente, nu? Da. Deci, elemente componente ale triunghiului. Apoi, congruența a două triunghiului. Congruența unui triunghi. Congruența unui congruența unui triunghi. Congruența, nu congruența. Congruența două triunghiuri. Ca zis triunghi la BC și la da. Congruența două triunghiuri. Nu are o să văd. Congruența a două triunghiuri. Apoi, construcția unui triunghi, construcția unui triunghi, elemente necesare. Da, elemente necesare. Cazul, da. Și cu asta ne oprim aici. La like. Să nu uite prietenii noștri de-a și share sticker-ul ca ta.